Băieții au frământat pâinica, au băgat-o la cuptor, trebuie să scrie și acele bilețele între timp. S-au apucat de scris și răvașul care trebuie băgat în pâinică. L-am văzut și pe Gabriel că și-a scris acel răvaș și ceilalți băieții s-au așezat la masă și au scris bilețelul. Apoi trebuiau să meargă la cameră și să arate ce anume au scris, cum au descris întâlnirea perfectă pentru ei. Fetele se pregăteau și ele, erau prin baie. Din câte înțeleg, au fost anunțate să se macheze, să se aranjeze puțin. Se întrebau ce se întâmplă dacă au astăzi ceva activitate, pentru că nu li s-a spus prea mult. Ramona spunea că probabil nu se întâmplă nimic, dar nu e ok să stea în pijamale, pentru că se uită lumea la ele și nu e în regulă. Ionela spunea că sigur au și ele ceva activitate, se întâmplă ceva pentru că nu erau anunțate degeaba. Vom vedea ce se întâmplă și la fete. La băieții a expirat timpul task-ului, dar pâinicile nu erau gata, nu erau coapte. Băieții nu erau gata cu răvașele și atunci cei din staff i-au anunțat în plasmă că le-a expirat timpul, dar le-au mai prelungit, le-au mai pus o oră la dispoziție ca acele pâinici cu răvaș să fie gata.